sabato. Quest'ultima settimana si fa un bilancio. Dintre scece, ca să vă explic care va, asta e. Este foarte greu, m-am prins un lucru. Iau un exemplu, aici în apartamentul 14. E vecinul meu de apartament, trandafirul japonez. A văzut poza. Că istorie despre acest trandafir, îl am moștenit la maica mea. Inițial a fost efectiv o crecuță. Ținut într-o sticlă și încet, încet s-a făcut varita animalul, cum îl vedeți acum. Și foarte interesant, cu toate că maica mea m-a sigur la îngrijit cu dragoste, niciodată n-am florit. Cred că a fost o mare neîmplinire pentru maica mea. I-am rezolvat treaba asta, album 3 acolo, să vedeți, de fapt o să pun link-ul chiar. I-am asigurat posibilitatea să-și ia el apă cât vrea, cât vrea și cum vrea. Și rezultatul, tipul independent. De ce spun că un exemplu pentru mine? Dacă vă uitați în poză, e decembrie, e frig. Orice plantă care se respectă, vegetează până primăvară și în vară face flori. E trandafirul meu, în decembrie, face flori. Una, două, trei flori. Și dacă se vede sus, mai e încă un boboc, care probabil apare pe 1 ianuarie. Asta e lecția care am învățat-o la trandafirul meu. Nu are treabă cu ce e afară, ce se întâmplă afară, cum se comportă un trandafir normal, harnic și muncitor. El are chef să facă flori în decembrie, face flori în decembrie. Într-un fel, și eu am apucat tot de genul ăsta. Am ajuns pe ultima sută de metri în circuitul ăsta în jurul stadionului, și în loc să fiu un om pașnic, calm, ponderat, care când e soare să mă duc în parcul morților vii, uite cu ce mă ocup eu. Mușc pe toată lumea, mă agit. De ce? Păi dacă trandafirul meu are chef să facă flori în decembrie, de ce n-am eu chef ca să mă simt eu bine, ca să procedez așa cum procedez? Simplu, nu? Dar mi-a trebuit mult timp ca să prind și să ajung la tăria asta. Așa că uitați-vă la acest trandafir. Un exemplu pentru mine. Și sper să mă ridic la înălțimea lui, la modul meu de comportare. Dar nu fac flori așa frumoase. Dezavantajez. Fiind ultima însemnare pe anul ăsta, vă urez un an nou și fericit, iar din punctul meu de vedere, nu vreau mai multe de la anul următor decât ce mi-a oferit anul ăsta. Și dacă mi-a avea un proverb, dacă nu mor, totul se rezolvă. Încă n-am murit. Vă sărut, ne întâlnim la anul. Ați zâmbit? Mai mult nu pot.